dacă n-aș fi avut educația primilor ani la Sibiu și dacă n-aș fi avut experiența orașului Sibiu, probabil că n-aș fi avut mai departe istoria pe care am avut-o sau evenimentele pe care le-am trăit. Adică foarte mult din determinarea mea a pornit de la faptul că m-am născut în acest oraș și foarte mult din cercetările pe care le-am făcut ulterior au pornit de la Transilvania și de la Sibiu, chiar dacă s-au dus în cu totul alte direcții. Și în ceea ce privește activitatea mea dirijorală, de fiecare dată îmi place să vorbesc despre orașul în care m-am născut și orașul în care am copilărit, pentru că eu cred că dirijatul nu e doar despre muzică, dirijatul e despre viață. Și ceea ce fac eu și ceea ce facem noi, dirijori, e de fapt un cumul al experiențelor trăite în viață. Iar primii mei ani de viață pe care am petrecut la Sibiu sunt extraordinar de importanți pentru că ei m-au format. Și practic acum culeg ceea ce a fost semănat și sădit în mine în anii în care am trăit la Sibiu. Chiar dacă activitatea mea profesională, muzicală, se desfășoară în alte țări și chiar dacă eu nu mai locuiesc de mai bine de un deceniu în România, eu țin o strânsă legătură cu țara, sunt în continuare dirijor al Filarmonicii Transilvania din Cluj, sunt în continuare dirijor principal al Filarmonicii George Enescu din București și ori de câte ori am ocazia, mă întorc să dirijez în România. Și îmi place să cred că legătura aceasta dintre România și străinătate, din perspectiva mea, e făcută prin aceste muzici absolut fascinante, scrise de compozitori care au trăit în aceste teritorii și pe care încerc să-i promovez cât mai mult în străinătate. Cel mai important lucru e faptul că mă simt strâns legat de locurile în care am început muzica. Pentru că aici, de fapt, a început formarea mea cu adevărat. Și nu doar prin prisma faptului că părinții mei mi-au oferit o educație în care muzica clasică și nu numai, muzica bună, muzica de calitate, ocupă un loc extrem de important, dar din prisma faptului că există o tradiție de secole în Sibiu care mă atrage foarte tare. Arhivele m-au dus foarte des la Sibiu. Manuscrisele m-au dus foarte des la Sibiu și motivul acesta e și pentru că împreună cu câțiva prieteni foarte buni facem un festival în care dorim să demonstrăm exact lucrul ăsta. Că manuscrisele capătă viață și că Sibiul poate fi văzut și din această perspectivă, demonstrând totodată sincronismul transilvanian cu cel vest-european. Acum câțiva ani, un alt muzician mi-a vândut un pont, între ghilimele, mi-a spus că există o operă care acțiune se petrece la Sibiu, dar nu mai reținea nici compozitorul, nici epoca, nici țara în care a fost compusă. De aici a pornit, nu știu, să spunem, un act de arheologie muzicală sau de detectivism chiar, pentru că de la o informație de genul acesta am căutat practicacul în Carul cu Fân și după un an de zile de căutări am dat peste această operă care se numește La Foresta de Armanstadt, adică Pădurea Sibiului, și a fost compusă în 1812 de Valentino Fioravanti, unul dintre cei mai importanți compozitori de operă din Italia. Și mă bucur foarte mult că după un an de cercetare și încă un an de transcriere a manuscrisului, anul acesta putem să redăm publicului sibian uvertura acestei opere ca un preambul pentru producția operei întregi pe care vrem să o facem. Recomandarea mea pentru, nu doar pentru muzicieni, dar pentru orice tânăr e să fie foarte curios. Pe mine, de fapt, curiozitatea m-a făcut să caut multe lucruri și întrebarea de ce și de ce nu se poate și altfel m-a adus în fața unor situații în care am descoperit despre mine lucruri pe care nu le știam și atunci această curiozitate m-a făcut să merg înainte și să-mi doresc ca ceea ce fac eu să fie la cel mai înalt nivel posibil. Țin foarte mult să mulțumesc, în primul rând, orașului, pentru că mi-a oferit
șansa să fac parte din această cultură, din această cultură de secole, și atunci acest lucru m-a împins spre ceea ce fac acum cu multă pasiune. Mă consider foarte norocos că m-am născut la Sibiu și, după cum ați menționat și dumneavoastră, mă consider foarte norocos că am putut să muncesc în direcția în care pasiunea m-a condus și, bineînțeles, orașul mi-a oferit extrem de multe lucruri pe care încerc și eu să-l returnez prin proiectele mele.